Acum și despre tauri. Cum se prezintă perioada imediat următoare pentru ei? Taurii se reinventează de la o zi la alta și de la o oră la alta cu Uranusul pe casa întâi. Sunt lucruri surprinzătoare pe care taurii le trăiesc în această perioadă. Ei care sunt de obicei atât de dornici de stabilitate simt că lucrurile cumva nu că le-ar ieși de sub control, dar capătă un alt fel de control asupra vieților. Este o perioadă bună și din punct de vedere financiar, dacă taurii știu să comunice corect, serios și de pe baze de credință și încredere. Soarele acela încă în casa a doua pentru ei îi poate ajuta să obțină ceea ce își doresc, dar trebuie să le atragem atenția taurilor că Mercur din casa a treia, Mercur din casa comunicării, care în această perioadă este în opoziție cu Saturn, îi poate face să nu găsească întotdeauna cuvintele, mai ales atunci când comunică, nu știu, cu părinții, cu familia, cu oamenii pe care îi simt cumva că au autoritate sau care sunt un pic mai în vârstă decât ei. Deci ar fi foarte bine să-și cântărească cuvintele și chiar atunci când simt că au dreptate sau când simt că ar trebui să se impună, să nu o facă pentru că nu este un moment propice pentru a încerca să se impună în fața nimănui. Pe de altă parte, în casa familiei îl au pe Venus și pe nodul Nord, deci ei pot lua decizii cu privire la cămin, cu privire la ce se va întâmpla cu familia lor în viitor, cumva să-și revizuiască atitudinea față de ceea ce înseamnă pentru ei cămin și familie. Dar în cealaltă parte a cerului astrologic avem, așa cum spuneam și pentru Berbec, pe Marte și pe nodul Sud. Marte în curând va deveni și el retrograd, se va și întoarce în Capricorn, dar până una alta, să le zicem Și un taurilor. simbol, neapărat să vorbim și despre simbolistica acestui Marte care se reîntoarce în exaltare în Capricorn, să vedem, pentru că el are o simbolistică foarte puternică. Nu numai pentru Capricorn, sigur. Pentru noi toți Exact. are o simbolistică puternică și să sperăm că vom avea înțelepciunea să-l folosim pe paliere înalte de vibrație, dar să le spunem taurilor că dacă pentru berbeci era posibil să se întoarcă prieteni din trecut, pe ei se poate să-i tenteze o carieră pe care cumva o închiseseră, Da. o situație socială sau o imagine de care se despărțiseră și care Și care pentru revine. până Da. în noiembrie este posibil să li se pară foarte atrăgătoare, ar vrea cumva să se întoarcă de unde au plecat. Ori de câte ori se întâmplă lucrurile acestea pe planete retrograde, ele nu durează decât atât cât planeta este retrogradă. E bine să nu ia decizii legate de carieră cât va fi Marte acesta și mai ales nodul sud învărsător pe casa 10-a, pentru că într-adevăr trecutul poate să pară atractiv, dar nu, el nu este cu adevărat atractiv, iar evoluția lor nu constă în a se întoarce, ci a merge înainte. Da, într-adevăr, pentru ei este o perioadă în care contează foarte mult cum abordează experiențele prin care trec. Nu putem spune că cu Uranus, pentru 7 ani în semnul lor, taurii nu vor avea experiențe, evenimente, o deosebită mișcare în tot ceea ce fac. Într-adevăr, depind destul de mult de oameni, pentru că Uranus, știm că presupune această interacțiune cu tot soiul de persoane, vor fi destul de căutați. Prezența lor va fi solicitată. Sunt precum un magnet care atrage oamenii în această perioadă. Este o importantă indicație karmică, însă să nu se lase totuși subjugați de problemele celor cu care se intersectează. Pentru că Uranus, da, el cere umanitarism, îți cere să fii generos, dar asta nu înseamnă să te identifici cu problemele sau cu, sigur, toate solicitările celor care apelează la tine. Există posibilitatea, acum avem această quadratură Uranus-Venus, ca anumite decizii să se izbească de o anumită contestare din partea celorlalți, deci ar fi bine ca taurii să fie atenți cum pun problema. Este ca și când ei propun cuiva un proiect sau ceva, o situație, o analiză, vor să participe la o anumită acțiune și ceilalți, chiar dacă inițial promit să se răzgândească, sau ceilalți, chiar dacă inițial par a lua parte la acest lucru, ulterior să creeze oarece neconcordanțe. Este o ușoară încordare, sigur că da, dar poate fi rezolvată prin răbdare și prin foarte multă putere de decizie.
Această conjuncție despre care foarte frumos spuneai mai devreme, acest Marte, nodul sud, pentru ei este într-un aspect destul de tensionat cu Uranus, ceea ce arată tot faptul că pot reveni în viața lor aspecte karmice de altă dată, poate chiar din alte vieți, cu o continuitate, poate trebuie să continue ceva ce au făcut altă dată, impulsuri, imagini mentale, emoții neconștientizate, cu o încărcătură profundă, pentru că tot ce ține de aceste complicații pe semnul tău, toate aceste lucruri arată că nu poți să treci prin acele experiențe fără un efort sau fără a-ți menține un punct de vedere constant. Deci ei sunt solicitați din acest punct de vedere. Deci trebuie să treacă prin anumite experiențe, spun eu, destul de dinamice, dar să treacă cu fruntea sus. Adică să nu se tulbure, să nu se sperie, să nu se enerveze și, nu știu, dacă este un nativ taur care a sperat foarte mult să rezolve situație într-o săptămână și vede că poate lucrurile mai durează sau este o presupun o amânare, nu trebuie să ia toată această poveste ca fiind un blocaj, ci ca fiind pur și simplu o sesizare karmică, ceva care de fapt universul, ceva în care universul nu este interesat atât să rezolve în plan concret povestea, ci universul este interesat mai mult să îi vadă pe ei că știu cum să abordeze problema înțelept. Pare simplu, dar nu este, sigur că da, este un aspect destul de delicat. În altă ordine de idei, exact cum spuneai, Wanda, această amprentă foarte frumoasă pe casa domesticului arată faptul că ei își intră destul de mult, cel puțin, poate chiar dacă nu își intră pe zona de destin din punct de vedere domestic, măcar încep să simtă cam ce li s-ar potrivi. Pentru taurii, care sigur că da, nu au încă o familie sau nu au încă un cămin. Oricum, majoritatea nativilor taur sunt interesați și cu Jupiter în semn opus în casa asocierilor de ideea de parteneria, de ideea de casă, de cămin, de a fi alături de cineva cu care să împărtășească aceleași idealuri, aceleași principii. Foarte mult contează pentru ei acum să se înțeleagă din punct de vedere principial cu partenerii lor. Sigur că de analizat tot ceea ce am spus pentru ei până acum. Mergem mai departe să vedem pentru gemeni încă soarele în semnul lor în al treilea.